În ultimul an, autoritățile române au adus mai multe modificări codului rutier din România și multe dintre acestea au funcționat ca lovituri pentru amatorii de trotinete electrice. Tendința se menține. Conducătorii de trotinete care vor încălca legislația rutieră vor putea fi sancționați de către agenții de poliție locală, nu doar de cei de la circulație. Polițiștii locali vor putea atât să constate contravențiile, cât și să aplice amenzi, după cum se arată într-un proiect de modificare a legii poliției locale care a fost adoptat în Senat și a primit raport favorabil în Camera Deputaților. Documentul urmează să fie votat afirmativ de către deputați. Modificarea legislativă ce urmează să ajungă în dezbaterea deputaților îi vizează pe conducătorii de trotinete. Din momentul în care se va vota, va fi promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Poliția locală va primi atribuții suplimentare legate de constatarea contravențiilor și sancționarea acestora, când acestea au fost săvârșite de către conducătorii de trotinete. Ca referință, până să intre în vigoare această modificare, polițiștii locali nu vor putea sancționa decât pietonii, bicicliștii, conducătorii de mopomede și căruțe, cu excepția trotinetiștilor. În cazul celor din urmă, doar polițiștii rutieri aveau competențe. În expunerea de motive a noii inițiative legislative se atrage atenția asupra pericolului pe care conducătorii de trotinete îl reprezintă atât pentru pietoni, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, realitate care se concretizează și în numărul mare de accidente în care sunt implicați conducătorii de trotinete. Problema cu trotinetele electrice este atât de mare încât subiectul a atras atenția și participanților la trafic, respectiv autorităților din numeroase alte țări străine. Restricții serioase legate de circulația lor pe drumurile publice au fost introduse în orașe precum Roma, Oslo, Lisabona sau Stockholm. În Barcelona și Montreal au fost complet interzise. Parisul a interzis trotinetele electrice de închiria din 31 august 2023, relatează playtech.ro.